Am găsit la știri sărmânii care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurii. Primăria nu vrea limitatoare de viteză pe străzi, chiar dacă oamenii sunt călcați pe trecerile de pietoni. În Pașcan, trecerile de pietoni sunt semnalizate, iluminate și destul de vizibile pentru șoferi. Este concluzia administrației din Pașcan după ce săptămâna trecută o jurnalistă de la TV Bit a fost călcată de o mașină chiar pe trecerea de pietoni din fața școlii Ordache Cantacuzino. Viceprimarul municipiului spune că a verificat personal împreună cu alți șoferi imediat după eveniment circulația din Pașcan și a ajuns la concluzia că nu se impune amplasarea de limitatoare de viteză, ci doar respectarea regulilor de circulație de către șoferi. Mai de mult, o lună jumate, două în urmă, s-a făcut o inventariere a trecerilor pietonilor din municipiul Pașcan și atunci am dat o dispoziție către serviciul gospodăriei să inventarieze, să caute oferte și să montăm acele panouri indicatoare cu lumină fluorescentă și cu lumină intermitentă ca să vadă și pe timp de noapte și zi, să fie mai vizibile. În momentul de față nu s-a reușit această achiziționare. Astăzi, după discuția care am avut-o cu șeful serviciului gospodărie, am înțeles că deja are oferta și urmează să fie achiziționate aceste indicatoare. Vor fi montate special pe străzile principale, mă refer aici la strada Moldovei, Ștefan cel Mare, strada Gării, iar acolo unde a fost programul PIDU, străzile, infrastructura refăcută, se vor monta de către firmele constructoare aceste indicatoare. Totuși, primăria Pașcan intenționează să cumpere panouri luminoase de semnalizare care să fie amplasate la trecerile de pietoni de pe străzile principale. Viceprimarul Vasile Absinte dă vina pe șeful de la gospodăria comunală că nu le-a cumpărat până acum. Abia astăzi au fost studiate ofertele și ar mai dura o săptămână de zile până când vor fi cumpărate, susțin reprezentanții primăriei. Aceleași promisiuni au fost făcute luni de zile, dar fără niciun rezultat. S-a pus problema de unii cetățeni ai municipiului să se monteze acele sisteme de reducere a vitezei, acele cocoașe înainte de trecere de pietoni. Nu știu cât sunt de eficiente, pentru că ele trebuie montate, trebuie să fie demontabile, pe timp de vară se montează 6 luni, primăvară până în toamnă, după care iarna trebuie demontate, că la dezăpezire se vor smulge să distrugă acele dispozitive de reducere a vitezei. Nu știu, vom studia această problemă și să vedem că dacă câte locuri sunt necesare să montăm aceste dispozitive de blocare. Poate cele de la intrarea în municipiu, e vorba de strada Moldovei, în zona Kauflandului și eu știu alte zone, dar în general accidentele se produc la trecere de pietoni, nu neapărat că nu se văd indicatoare. Eu zic că sunt foarte vizibile, am și o vechime de câțiva zeci de ani de când conduc și am mers cu diferite persoane să constat și eu dacă sunt probleme. Respectând viteza legală până în 50 de km pe oră, indicatoarele sunt peste tot la 13 pietoni, marcajele sunt făcute, avem și iluminat, nu se pot produce accidente. Numai dacă ești cu viteză peste 50 km pe oră sau nu ești atent la treceri pietoni, se pot întâmpla accidente. Justificarea care a dat-o persoana respectivă care a produs acest accident de care ați pomenit, este o justificare care mă face să zâmbesc. Este o poezie întreagă acolo. Nu e adevărat să fie între cele două și nu se vadă. Nu este cont de umbră între cele două benzi de circulație. E foarte vizibil și dacă mergi până în 50 km, frânarea are loc în un interval de distanță foarte scurt, pe când frânarea care a făcut dumneavoastră este mult mai lungă și asta denotă că a avut o viteză peste 50 km/h. Menționăm că șoferul care a produs accidentul de joi circula cu viteză și nu a avut nicio intenție de frânare, iar victima a scăpat cu viață, dar cu multiple răni la cap și pe corp. Astfel de accidente au mai avut loc la trecerile de pietoni și au murit oameni nevinovați. Feriți-vă de câinii de pe stradă, primăria Pașcan nu este în stare să-i prindă, așteaptă și acum un aviz de la poliție pentru ca muncitorii de la serviciul de gospodărie comunală să poată folosi arma cu trachilizante. Până una alta, din nou maidanezii atacă, de această dată o femeie a căzut victimă, ajutorul ei a venit din partea unui șofer. O pășcăneancă a trecut prin clipe groaznice după ce a ieșit din tura de noapte de la serviciu. 5 câini au înconjurat-o și au dat să o sfâșie, dar a fost salvată de un șofer care a început să claxoneze insistent, speriind fiarele. Lidia Tudore a trimis pe adresa redacției Ziarul de Iași un mesaj cu ceea ce i s-a întâmplat. Locuiesc în Pașcan și nu știu cui să mă adresez pentru o veche problemă care persistă pe străzile noastre. Sâmbătă dimineața, după ora 7, când ieșisem după o tură de noapte, mergeam spre casă. Lângă școala din fața somptoasei noastre primării există niște ruine ale unei foste clădiri. Fiind sâmbătă, nu erau prea mulți oameni la acea oră.
Știm cu toții, locuitorii acestui oraș, că în zona aceea sunt foarte mulți câini noaptea și sunt unele persoane care dimineața le duc mâncare, dar sâmbătă am fost atacată de 5 câini, am fost luată prin surprindere, am ieșit pe carosabil și am avut parte de un om bun cu o mașină neagră, care i-a claxonat și a reușit să îi îndepărteze de mine. Astfel, vă dați seama că m-aș fi ales cu răni însemnate, că am văzut doar colți în fața ochilor. Ce facem? Așteptăm victime? Iubesc și eu animalele, dar aici e vorba de siguranța noastră, a oamenilor. Vine iarna și acești câini se comportă precum animalele sălbatice, atacă în haite. Cred că este important că locația este în apropierea unei școli. Sper că scriindu-vă aici vor auzi cei care sunt în măsură să facă ceva cu acești câini. Mesajul a ajuns și la administrația din Pașcani, care spune că nu poate face nimic deocamdată pentru că încă așteaptă un aviz de la poliție pentru ca arma achiziționată în vederea împușcării cu trachilizante a câinilor comunitari să fie folosită. După cum știți, se ocupa de această activitate de ecarisaj SCE cu salubritatea, au fost preluat de serviciul gospodării în cadrul primăriei, avem toată dotarea, în schimb eliberarea acei autorizații pentru arma respectivă de a folosi acea armă, întârzie foarte mult, s-a depus documentație la poliția locală, a fost înaintată la Iași, cei de la Iași au returnat, din nou am înțeles documentația către poliția municipiului Pașcan, a rămas să vedem, am înțeles că și primarul astăzi a sunat la Iași, a insistat pentru a vedea ce se întâmplă cu această autorizație, traseu, ne chinuim de 2 luni de zile, ca să putem să autorizăm personalul și să putem să mergem să începem această activitate de carisaj. Sperăm noi ca în cursul săptămânii acestea să fie rezolvată această problemă. Această problemă persistă de câteva luni de zile, mai ales că serviciul a fost preluat de la Societatea de Salubritate din Pașcan de Serviciul de Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului. Amintind că în urmă cu câteva zile un alt caz a fost adus în atenția publicului de către medicii de la Spitalul Municipal după ce un cetățean a fost mușcat de maidanez, victima ajungând la o clinică din Iași pentru vaccin. Luna Culturii la Pașcani a fost deschisă astăzi la Casa de Cultură printr-o expoziție organizată de muzeul din localitate în cinstea personalităților care au trecut de-a lungul timpului prin această zonă. Ediția 44 a zilelor Mihail Sadoveanu, care are în centru personalitatea marelui scriitor, va continua în zilele următoare cu activități variate în care vor fi implicate și instituțiile de învățământ. Luna Culturii la Pașcani a debutat astăzi cu o expoziție organizată de muzeul din localitate în cadrul Casei de Cultură Mihail Sadoveanu. Subtitlul Personalități ale neamului românesc au fost expuse în holul instituției documente, fotografii, medalii, plachete și tipărituri cu referire la viața și activitatea scriitorului pășcănean, dar și a altor personalități care au marcat această zonă sau au trecut pe aici. Zona aceasta, după cum vedem, de-a lungul timpului s-au născut o serie mare de personalități, dacă ar fi să evocăm, pornind de la scriitorul Vasile Alexandri din zona Mirceștiului, un Gheorghe Brătianu, istoricul, un Mihail Sadoveanu, corifeul literaturii românești. În piesele expoziției sunt regăsite și personalități precum Miron Costin, Vasile Alexandri, Gheorghe Brătianu sau Constantin Ciopraga, iar vizitatorii vor avea ocazia să admire medalii și decorațiuni cu regii României găsite la Lespes, Dumbrava sau Topile. Printre cele peste 60 de piese expuse se regăsesc obiecte donate de colecționarii din zonă și altor instituții, iar unele dintre exponate sunt originale, conform muzeografului Daniel Sava. O serie întreagă de plachete ale unor personalități din zona aceasta. O serie de obiecte nu au mai fost expuse până în momentul de față. Unele obiecte sunt originale. Această expoziție va fi accesibilă publicului până la data de 20 noiembrie în cadrul programului Casei de Cultură. Următoarele activități incluse Luna Culturii la Pașcani vor cuprinde expoziții, ateliere de creație plastică, vernisaj, lansare de carte, slujbă de pomenire, spectacole, workshop de fotografie și un concurs ce va încheia seria de activități dedicate scriitorului Mihail Sadoveanu din Pașcani. Începând de anul trecut, ne-am propus ca toată luna noiembrie să o dedicăm marului prozator pășcănean și ca atare am creat special pentru această lună o serie de evenimente culturale artistice și am pus denumirea de Luna Culturii la Pașcani. Precizând că pentru aceste activități organizate sub egida și organizarea Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani au fost alocați de la bugetul local peste 20.000 de lei conform proiectului de hotărâre votat de consilierii locali la începutul acestui an.
0800 866 și 0800 800 900 sunt noile numere de telefon pe care consumatorii le pot apela gratuit din orice rețea de telefon. Informațiile generale despre serviciile de furnizare gaze naturale și electricitate sunt disponibile non-stop prin intermediul robotului telefonic. Din luna noiembrie acestui an, compania E.ON Energie România pune la dispoziție a clienților săi numerele de telefon tip Tel Verde, apelabile gratuit, non-stop, pentru a obține informații generale legate de activitatea de furnizare. Astfel, fără costuri și fără interacțiunea cu operatorul call center, consumatorii pot transmite indexul de consum gaze naturale sau energie electrică pentru opțiunea de autocitire, pot afla informații despre încheierea contractului de furnizare, tarifele aplicate, canalele de plată, facturii sau adrese utile. Pentru informații specifice referitoare la situația contului, plăți înregistrate, decontări, reconectări, valoarea ajutor de încălzire pentru sezonul rece sau pentru alte solicitări, consumatorii pot apela noile numere de telefon 0800 800 366 și 0800 800 900 de luni până vineri între orele 8:20. Rămân în continuare valabile numerele de telefon 0265 200 366 și 0235 305 555, apelabile la tarif normal din toate rețelele de telefonie. Numerele de telefon a căror apelare era contracost nu mai sunt valabile. Problema căldurii nu a fost rezolvată și noul furnizor de gaz cere bani în avans. Primăria din Pașcani este de acord cu debranșările. Pășcănenii mai au de așteptat până când regia locală de termoficare va relua furnizarea căldurii și apei calde. Chiar dacă a încheiat un nou contract de furnizare cu o altă societate după ce a renunțat la E.ON, robinetele vor fi deschise abia după ce regia va face o plată în avans de 250.000 de lei. Situația ar putea dura zile sau săptămâni de zile până când regia va strânge suma respectivă. Deocamdată, cei care au restanțe la căldură nu se îngrămădesc să le achite. Astăzi, reage ce le avea în caserie cu puțin peste 20.000 de lei, deși are de încasat în jur de 5 milioane de lei. Pentru a porni sau pentru a avea căldură e una foarte simplă. Noul furnizor, așa cum știți, am semnat un contract cu un alt furnizor de gaz, altul decât E.ON. Noul furnizor, pentru că noi am cerut ca termenul de plată, a fost prima condiție pe care am pus-o, pentru că am cerut termen de plată 45 de zile, ei au zis că doresc o garanție din partea noastră. O garanție care constă într-o plată în avans de 250.000 de lei. Problema a fost discutată și cu reprezentanții administrației locale. Consiliul local a aprobat zilele trecute o rectificare bugetară la propunerea primarului, prin care au fost alocate 300.000 de lei de la repararea străzilor pentru a fi achitată în avans încă o tranșă din subvenția la căldură. Banii vor ajunge mai târziu în conturile regiei după ce hotărârile adoptate vor intra în vigoare. Pentru a debloca situația, în momentul ăsta avem nevoie 250.000 de lei pe care să-i plătim în contul noului furnizor, care în momentul în care vede ordinul de plată va porni furnizarea de gaz metan. Deci asta poate să însemne într-o zi sau, într-adevăr, poate fi mai mult, fie în funcție de cum adunăm noi banii sau fie în funcție de cum Consiliul Local ne ajută cu acea subvenție în avans. Până atunci, locatarii care au rămas la sistemul centralizat de încălzire trebuie să găsească alte soluții de încălzire. Cele mai mari probleme sunt în școli și grădinițe, unde elevii tremură de frig. Noroc că cei mici au intrat în vacanță o săptămână de zile. Sunt însă tot mai multe persoane, mai ales cei care și-au achitat facturile, care vor să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire. Conducerea regiei spune că astfel de cereri nu mai pot fi primite, deoarece acum rețelele au fost pregătite deja pentru iarnă. Reprezentanții primăriei spun însă că locatarii se pot debranșa atât timp cât regia nu le poate asigura căldura. În mod normal, cei care sunt cu plata la zi n-au nicio vină, dar așa e construit, sau mă rog, așa a fost construit sistemul. Nici nu pot să le ofer servicii. E adevărat, nu-i facturez și nu plătesc serviciile astea, dar am rugămintea să mai aștepte și să ne acorde înțelegere, făcând în același timp un apel către cei care au datorii și mai mari și mai mici și mai ales mai vechi să vină și să încerce să-și achite, pentru că și din cauza lor suferă cu toții. Există persoane, într-adevăr, care sunt cu plata la zi, care au fost dintotdeauna buni platnici și care suferă în momentul ăsta din cauza altora. Menționăm că E.ON Gaz a refuzat orice înțelegere pentru reluarea furnizării gazului până la achitarea datoriei de 1,1 milioane de lei sau semnarea unui contract de garanție de reprezentanți administrației locale.
Controle în cluburi și discotecile din Pașcani, unul a fost închis, în semn de solidaritate pentru victimele din incendiul de la București. Administrația din Pașcani anunță controle în barurile, cluburile și discotecile din municipiu, asta după ce vineri noaptea într-un club din capitală 30 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 137 au fost rănite în urma unui incendiu de proporții. Inspectorii primăriei vor să verifice dacă locațiile respective au sau nu avizele necesare de la PSI și dacă activitățile se desfășoară în siguranță. Da, astăzi am avut o întâlnire cu primarul și cu administratorul public și ne pregătim pentru zilele următoare ca cei de la compartimentul comercial și poliția locală să facă o serie de verificări și controle în preaza municipiului Pașcani, în unitățile de alimentație publică, în special discoteci și... Preaza municipiului Pașcani își desfășoară activitatea mai multe astfel de cluburi. Toate ar avea autorizații de funcționare, spun reprezentanții primăriei. Ele au fost eliberate fără să se știe dacă îndeplinesc condițiile PSI sau normele sanitare impuse de lege. Asta deoarece patronii firmelor trebuie să dea doar câte o declarație pe propria răspundere. Viceprimarul municipiului spune că formularul pentru obținerea acordului de funcționare ar trebui modificat astfel încât avizele să fie obținute înainte, nu după eliberarea documentului. Sunt discoteci, baruri și alte unități, nu numai cel de alimentație publică, dacă deține aceste autorizații PSI sau avize PSI. Pe raza municipiului Pașcani, cel mai cunoscut club este cel din fața gării. Acolo în fiecare weekend se adună sute de tineri să se distreze. Noul patron al locației spune că are toate actele în regulă. Clubul a fost închis sâmbătă noaptea după tragedia de la București. În acea situație se află și celelalte cluburi, baruri și discoteci din Pașcani. Toate au acorduri de funcționare, spun inspectorii primăriei, fără să fie făcute verificări la fața locului. Chiar și cele care au aprobat programul până la ora 10 seara și funcționează până noaptea târziu. Situația este puțin diferită la Sodomeni. Rotarios Club, locația a fost închisă de câteva săptămâni de zile după un scandal de pomină. Menționând că astfel de controle au fost anunțate în tot județul Iași, în cursul zilei de astăzi la prefectura Iași au avut loc mai multe ședințe și discuții pe această temă cu reprezentanții poliției, jandarmeriei, ISU și Direcției de Sănătate Publică. Și-a rupt coloana și acum se află în stare gravă la un spital din Iași. Este vorba despre un bărbat dintr-o comună din apropiere de Pașcani care a solicitat ajutor medical. Nu este singurul caz. În acest sfârșit de săptămână, zeci de oameni au ajuns la spital, de la pacienți cu boli cronice până la policontuzionați prin cădere sau agresiune. A căzut de la 3 metri înălțime și acum se află la spital cu spatele rupt. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 54 de ani din comuna Stolnice-Împrăjescu, care a ajuns sâmbătă la compartimentul de primiri urgențe din Pașcani și de aici la o clinică de urgențe din Iași, după ce într-o clipă de neatenție a alunecat și a căzut din uc. În urma investigațiilor, bărbatul avea contuzie la coloană, umăr și bazin. Pus auzi de ambulanță un bărbat de 53 de ani din Stolnice-Împrăjescu, care era policontuzionat prin cădere de la înălțime, de la aproximativ 3 metri, prezenta contuzie de coloană cervicodorsolombară, prezenta contuzie de umăr, contuzie de bazin. În urma investigațiilor s-a decelat o fractură de coloană lombară la vertebra L1, motiv pentru care pacientul a fost dirijat la clinica de neurochirurgie Iași. Cu fractură de piramidă nazală s-a prezentat la spital și un tânăr din Sirețel după ce a fost victima unei agresiuni. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, a spus că totul s-a petrecut pe seama alcoolului și a vorbelor în contradictoriu. Bărbat de 23 de ani din Sirețel, tot policontuzionat prin agresiune, cu traumatism craniocerebral și traumatism craniofacial, care a prezentat fractură de piramidă nazală și a fost dirijat către clinica de bucomaxilofaciale Iași. Tot victima unei agresiuni mai este și un băiat în vârstă de 25 de ani din comuna Valea Seacă. După ce a fost consultat, tânărul a plecat pe picioarele lui la domiciliu. Zbura cu mașina cu peste 100 de kilometri la oră a fost depistat de către polițiști un șofer care circula pe o stradă din comuna Miroslovești. Bărbatul din București a rămas fără carne de conducere și a fost amendat cu 945 de lei. Nu este singurul caz. Duminică, polițiști au dat 10 de amenzi peste 19.000 de lei.
102 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pe parcursul zilei de 1 noiembrie de către polițiștii din Pașcani și comunele învecinate în urma unei acțiuni de prevenire pe străzi. Astfel au fost 24 de șoferi amendați pentru că circulau cu viteză, 5 pentru nefolosirea centurii de siguranță, 20 pentru abateri comise de conducătorii de vehicule cu tracțiune animală, iar 51 pentru alte abateri. La data de 1 noiembrie anul curent, între orele 6:30-21:30, polițiștii pășcăneni au trasa de competență pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere și luarea măsurilor legale față de participanții la trafic care nu respectă regulile de circulație. În urma acțiunii a fost reținut un permis de conducere pentru viteză neregulamentară. Cel în cauză este un bărbat în vârstă de 34 de ani din București. Spre exemplu, un bărbat de 34 de ani din București a fost depistat conducând un autoturism pe DN2 în localitatea Mirosovești cu viteza de 108 km/h. Acesta a fost sancționat conform UG195/2002 cu amendă în valoare de 945 de lei și s-a reținut permisul de conducere. Sute de tineri de liceu de la școlile din Pașcani au participat vineri după amiază la primul bal al bobocilor din localitate organizată anul acesta de liceul teoretic Miron Costin, având parte atât de reprezentația bobocilor care s-au întrecut pentru obținerea titlurilor de miș și mister, dar și de un concert susținut de artistul în vogă Spic. Cel mai mulți dintre ei au continuat distracția la un club din oraș până târziu noapte. Vineri după amiază a avut loc, începând cu orele 16, primul ban de anul acesta dedicat bobocilor din ciclul superior de învățământ, organizat de elevii claselor a 12-a de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani, la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu. Și ultima perete, dar nu cea din urmă, de acolo Orașela și Rotaru Nicolae! Cele 10 perechi înscrise în concurs au avut de parcurs 3 probe, la care participanții au fost punctați individual de către membrii juriului. Proba de prezentare, cea de aptitudini și mult așteptata proba surpriză, la care elevii au trebuit să dea dovadă de creativitate și imaginație. Am auzit că e plictiseală pe aici pe la tine și am venit să-ți încânt haremul. Știi să cânti? Nu vreau să mă laud, dar am 6 ani de cantu. Și bănuiesc că făcut pe toți cei 6 într-o singură bară, nu? Dintre toți bobocii care s-au remarcat în mod deosebit, primind notele cele mai mari și titlul de Miss și Mister Boboc, au fost Bianca Ciurlică și Codrin Hărățu, iar premiul de popularitate a fost adjudecat de Rahela Diaconu și Nicolae Rotaru. Puțin și leșin, dar nu-i nimic, așa mai fac eu. Mă numesc Hărățu Codrin, dar prefer să-mi spuneți Hără. E mai scurt și îmi place mai mult. Momentele artistice din cadrul balului bobocilor au fost susținute de Andrei Bordeianu și de elevii talentați ai trupei Fenomenalii, care au prezentat fragmente de teatru în pauzele dintre probe. Azi mă odihnesc. Stau și eu și beau cafeaua asta aici și nu mă enervez orice sară. Rău mă dor, ochii mă dor. Precizând că balul a durat în jur de 3 ore, după care publicul, format în mare parte din elevi de liceu, a avut parte de un recital susținut de Spic, artistul băcăuan care s-a confirmat cu ani în urmă alături de Alex Velea. După concert a avut loc și un after party organizat cu ocazia aceluiași eveniment la localul Pabo Sports, iar bună dispoziție a fost întreținută prin muzică de petrecere de către frații Dominte și de Andrei Bordeianu. Un proiect original al Consiliului Elevilor de la Colegiul de Căi Ferate Unirea din Pașcani a căpătat deja notorietate fiind un real succes. Balul Bostăneilor, activitate opusă ideii de Halloween, s-a desfășurat vineri după amiază la Clubul Copiilor, iar bostănei de aur, argint și bronz au fost oferiți celor mai talentați elevi din clasele a 9-a și a 10-a, care au cunoscut cel mai bine creația povestitorului Ion Creangă. Elevii și profesorii de la Colegiul de Căi Ferate Unirea din Pașcani preferă să promoveze tradițiile autentice și să învețe mai mult despre valorile care ne reprezintă ca neam, motiv pentru care organizează în fiecare an un proiect original, marca acestei școli. Balul Bostăneilor, ajuns la 8-a ediție, s-a desfășurat vineri după amiază la Clubul Copiilor, începând cu orele 16, și a fost un succes. Bună ziua și bun găsit, dragi profesori și colegi elevi! Iată-ne la cea de noua ediție a Balului Bostăneilor! Nouă echipe în concurs, nouă e organizarea, nouă este directoarea, nouă ne revine pe Ioana și... Alexandru!
Tema de anul acesta a fost legată de poveștile și povestirile lui Ion Creangă, iar concurenții din cele 9 echipe au trecut prin 5 probe, în cadrul cărora au trebuit să joace roluri din poveștile lui Creangă, să interpreteze muzică populară, să recunoască obiecte tradiționale și cuvinte care nu mai fac parte din vocabularul comun, dar amintesc de graiul de odinioară și să-și demonstreze aptitudinile în cadrul ultimei probe. Am plecat acum într-un drum nou și le-am părățeat și un meu verde împărat. Mult de încercare am trecut. Dar în drumul meu am ales cu cea prieteni special. Eu, care ți-am crescut, în nopțile astea două te-am crescut. Și tu, tu ce faci? Să-mi arată, mă! Căci că te-am trecut pe când îmi ca și ieși! Chirun eu? Da, cu chirun! Știți cum va trebui asta? Ceva! Jurul a fost format din eleva Cosmina Covric, 3 profesori, dar și directorul școlii, de această dată în calitate de inițiator al acestui proiect. Toți elevii au gustat din bucatele alese, plăcinte și cozonaci pregătite de părinții clasei organizatoare. Bostanul de aur a fost câștigat de clasa 10-a B, cel de argint de a 9-a F, iar cel de bronz a fost adjudecat de elevii clasei a 10-a D. Cu siguranță de aici nu există doar un singur câștigător, suntem cu toții câștigători, toți cei care suntem în sala asta. Dar pentru că am avut o sarcină de îndeplinit, până la urmă nu mai am avut treaba. Și ajutul clasament. Precizăm că în cadrul evenimentului au fost susținute și momente artistice de cântec și dans de către copiii din Ruginoasa, deoarece Centrul Cultural din localitate a fost partener al proiectului. Replica românească a sărbătorii de Halloween în viziunea celor de la Unire, așa cum au gândit organizatorii, nu numai că nu a adus nimic înfricoșător sau ironic la adresa morții, conform ideilor venite de peste hotare, ci a urmărit în opoziție cu aceste concepții să evidențieze și să promoveze tradițiile și valorile neamului românesc atât de necesare tinerilor în formarea lor. Cu 5.000 de lei a fost amendat un bărbat depistat care transporta material lemnos cu autoutilitar, având încărcat altă specie de lemn decât cea menționată în aviz. Acțiunea a avut loc în zilele de weekend cu polițiștii din Pașcan și comunele din împrejurimi, împreună cu un reprezentant al Inspectoratului Silvic din Suceava. Controle în weekend pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul forestier în urma activităților desfășurate au fost controlate 25 de autovehicule, fiind legitimate 26 de persoane. În perioada 30-31 octombrie anul curent, polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Pașcani, împreună cu un reprezentant al IPSV Suceava, au acționat terasa comunelor Mosca, Cristești și Hălăucești pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul forestier. Pentru că nu avea în autoutilitară ce scria în documente, un bărbat în vârstă de 40 de ani din județul Neamț a primit amendă 5.000 de lei, iar cei 4 metri cubi de fang au fost confiscați. În terasa localității Hălăucești a fost depistat un bărbat din județul Neamț care transporta material lemnos cu o autoutilitară, având încărcat altă specie de lemn decât cea menționată în aviz, motiv pentru care acesta a fost sancționat conform legii 171/2010 cu amendă în valoare de 5.000 de lei și s-a dispus confiscarea cantității de material lemnos găsită. În urma acestei acțiuni au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 15.420 de lei. Despre iubire, prietenie și dorințe, scrie profesorul Carmen Passat. Frumoasele poezii au fost adunate într-o carte ce va fi lansată în câteva zile. Din program, cei prezenți pot asculta poezii citite chiar de autoare, dar și momente de muzică folk.
Scântei de gând este cartea de poezie a pășcănencei Carmen Passat, care va fi lansată în seara zilei de 4 noiembrie. Evenimentul este programat în sala de spectacole a Clubului Copiilor din Araș, începând cu ora 17. Volumul ce cuprinde 150 de poezii va fi prezentat de poeta Valentina Becart. Lansarea de carte va avea loc miercuri pe 4 noiembrie la Clubul Copiilor, în cadrul cenaclului literar-artistic Vasile Alexandrii. Și cartea are ca destinație tinerii îndrăgostiți și nu numai, are chemare către poezie a tineretului din orașul nostru. Poezia va reprezenta întotdeauna un punct cheie în literatură. Tot atunci va avea loc și un moment al cenaclului literar Vasile Alexandrii. Este vorba despre o acțiune pe tema Sadoveanului la casă, prezentare succintă a prozatorului și operei sale, dar și istoricul operei sadoveniene, pentru a marca și ziua de naștere a scriitorului, născut pe 5 noiembrie 1880 la Pașcani. Momentele sunt prezentate de profesorul Ionela Boariu. Cu această ocazie invit participarea lor la cenaclu, pentru că acolo vor învăța să și expună sentimentele, gândurile. Carmen Passat a debutat când avea 15 ani cu o poezie în revista Învățătorul al Liceului Pedagogic Vasile Lupu din Iași. În 2008 a început colaborarea cu BTV Pașcani, publicând texte cu tematică diversă. Un an mai târziu a publicat volumul de proză În spatele tăcerii. Din 2010 și până în prezent a continuat publicarea scrierilor în revistele Incursiuni Moldave, Surâsul Bucovinei, Dor de Dor și revista internațională de cultură Cervantes. Carmen Passat este cadru didactic la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Memorialul Puiu Brenner la Scrăbăl a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la primăria din Pașcane. La concurs au participat 13 persoane, iar cei care s-au clasat pe primele locuri au primit premii consistente în bani. 7 seniori și 6 juniori au participat sâmbătă la cea de-a 3-a ediție a evenimentului Memorialul Puiu Brenner la Scrăbăl. Concursul s-a desfășurat pe parcursul a 3 probe, iar vicepreședintele Federației Române de Scrăbăl, Cătălin Caba, cel care a și jurizat competiția, a spus că cei prezenți sunt foarte bine pregătiți. Se desfășoară pe parcursul a 3 probe, duplicat clasic, duplicat eliptic și o problemă. Concurenții sunt, noi suntem așa, ca într-o familie. Aici este, practic putem spune că este un campionat județean. Sunt 7 seniori, sunt 6 juniori și toți sunt bine pregătiți, cu voie bună, dornici de joc. Vârsta minimă de participare la concurs a fost de 6 ani, deoarece ei trebuie să aibă cunoștințe minime de gramatică și matematică. Deci, pentru a juca, trebuie cunoștințe de anagramare, deci de limba română, și calcul matematic. De aceea, limita minimă este de 6 ani. În practică, oricine știe un calcul matematic simplu și cuvinte, să scrie, să citească, poate juca. După minute de joc, cei care au jucat cel mai bine sunt Radu, locul 3, Darius Drobodă, locul 2 și Justin Enea, locul 1 la categoria junior, iar la categoria senior, Ioan Rumașcanu s-a clasat pe locul 3, Sergiu Coșeriu pe locul 2, iar Marian Traian a ieșit pe locul 1, cel care joacă din anii 80 și un pasionat al cuvintelor încrucișate. Veche, de piese 25 de ani. Acum, pentru 85 de revistă și tehnică, o intră în joc în țară. În 2 ani deja ne-am adunat în tabere de Scrabble și am început de atunci, an de an, în toată țara, în diverse locuri din țară, diversi organizatori, sub egida Federației Române de Scrabble, ne întâlnim, jucăm, mai mult pentru plăcerea noastră, că în rest... Evenimentul este la cea de-a 3-a ediție, iar participanții au primit premii în bani, diplome, medalii și cupe, banii fiind asigurați de la bugetul local și organizat de Asociația Pensionarilor Făclia din Pașcani. Menționăm că Scrabble este un joc în care participanții formează cuvinte prin plasarea de litere pe o tablă. Cuvintele se pot forma pe orizontală sau pe verticală, precum la cuvinte încrucișate, iar punctajul obținut este mai mare atunci când literele folosite sunt mai rare. Păi, jocul constă în aranjarea literelor în cuvinte, folosind cât mai mult pătrățelile de pe tabla de joc. De exemplu, pătratul ăsta albastru multiplică de 3 ori litera, pătratul roz dublează litera, de exemplu, fiecare literă are un indice. Așa.
Ei, ăsta, punându-l aici, sunt 30 de puncte. Nu se compară cu ăsta care are un punct, care sunt 3 puncte. Ei, cam asta ar fi. Numărul de litere și valoarea lor sunt caracteristice fiecărei limbi și se raportează la frecvența apariției lor în limba respectivă. Cuvintele sunt valide doar dacă corespund dicționarelor acceptate oficial. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți citi și comenta cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe platforma de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Toate bune!